Pasionații de istorie, dar și cei care vor să admire un obiect de artă plastică sunt invitați în această perioadă să viziteze sala de expoziție temporară a Muzeului Județean pentru a putea viziona lucrările semnate de pictorul Valentin Tănase. Reunite sub titulatura Efigii istorice, tablourile au fost prezentate astăzi publicului giurgiuvean. Rolul de gazdă al evenimentului a revenit proaspătului director al acestei instituții de cultură, Dan Muncenic. Domnia sa, dacă nu mă înșel, se află acum și ca loc de așezare, pentru că am mai avut o expoziție care n-a durat decât o zi la Giurgiu, la 51-a expoziție personală. Să-i urăm maestrului în apropierea unei frumoase vârste la mulți ani, să-i spunem că e oricând binevenit la Giurgiu și că are aici admiratori, privitori. Despre ce vom putea admira în această expoziție a vorbit directorul adjunct, muzeograful Emil Păunescu. Vom vedea în expoziție câteva portrete sau portrete compoziționale care au legătură cu istoria județului nostru, dar vom vedea și un tablou de mari dimensiuni care reprezintă un moment dramatic din istoria Vlașcăi. Este vorba de celebra seară de cavalerie de la Funaru din toamna lui 1916. Despre palmaresul autorului le-a povestit celor prezenți Petra Șerbănescu. Este decorat cu Ordinul Național Steaua României în grad de ofițer. Are diferite lucrări monumentale, frescă, mozaic și lucrări de sculptură la sedire Ministerului Apărării, Centrul Militar Național, Muzeul Militar, Palatul Cec, Biserica Eroilor, Martirei Revoluției și alte instituții. Ultimul cuvânt înaintea vizionării expoziției a aparținut chiar artistului Valentin Tănase. Este un oraș încărcat de istorie și am încercat, așa cum a spus și colega și prietena mea, doamna Petra Tănase, să aleg din lucrările mele de inspirație istorică exact ca cele care se potrivesc cu istoria locului, pentru că Giurgiu este un oraș încărcat de istorie, mai mult decât multe alte orașe ale țării noastre. Este pentru mine un fel de poartă a Orientului. Au întâmplat foarte multe lucruri aici, începând să zicem chiar de la Sfinția cel bătrân, care a pierdut și a recucerit de mai multe ori cetatea Giurgiu de la Turci. Expoziția este deschisă pentru vizitare până pe 20 octombrie.